Sfânt ești Dumnezeu nostru și ție mărire înalțam, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și
la tate une apostoli, pe alții proroși, pe alții evanghelici, pe alții păstori și învățători. Spre desăvârșirea sfinților, la lucrarea slujirii, la zidirea trupului Hristos. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Iisus s-a dus în Galileea și părăsind Nazaretul, a venit de-a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se plinească ceea ce s-a scris prin Isaia, prorocul, care zice: Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare, și celor care ședeau în ținutul și în umbra morții, lumina le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască: Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția.